Bună seara! Astăzi este ziua de naștere a noului București. Am încredere că după numărătoarea voturilor voi fi primarul capitalei și vă garantez că de la momentul investirii vom începe construcția noului București. Am încredere de asemenea că majoritatea colegilor noștri din Alianța Dreptei vor câștiga primările de sector și sunt convins că în Consiliul General și în Consiliile Locale ale sectoarelor o să existe o majoritate a PNL și USR Plus. Vreau să le mulțumesc bucureștenilor care au ieșit și ne-au votat azi. Vreau să le mulțumesc pentru că au avut spirit civic. Vreau să le mulțumesc pentru că s-au implicat pentru viitorul lor și vreau mai ales să le mulțumesc că ne-au dat încredere în ciuda campaniei murdare care s-a desfășurat împotriva noastră. Vreau să mulțumesc partenerilor din USR și Plus și de asemenea partenerilor din PNL. PNL și USR Plus au ascultat voința bucureștenilor care le-au spus scăpați-ne de PSD, au făcut parteneriatul pentru București și au venit cu candidați unici la primăria generală și la primăriile de sector. Vreau să mulțumesc președintelui PNL, Ludovic Orban, copreședinților USR Plus, Dan Barna și Dacian Cioloș, ca și președinților organizațiilor locale, Violeta Alexandru, Claudiu Năsui și Vlad Voiculescu. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc voluntarilor cu care am făcut împreună campania din 2012, campania din 2016 și campania din 2020. Să știți că sunt mai bucuros pentru bucuria voastră decât pentru propria mea bucurie. Vreau să mulțumesc personalităților publice care au garantat pentru mine și în 2012, și în 2016, și în 2020. Și vreau să mulțumesc persoanelor care au dat în mod dezinteresat, au donat și campania din 2012, și în 2016, și în 2020. Vreau să-i asigur pe bucureșteni că vom începe schimbarea în bine a administrației publice din București. Bucureștiul are oameni muncitori, oameni creativi, oameni care au reușit în privat, oameni care au reușit în mediul academic, oameni care au reușit în mediul cultural și cu o administrație pe măsura capacităților, Bucureștiul nu poate decât să reușească. Vreau să-i asigur pe bucureșteni că vom colabora cu ei, că vom colabora cu mediul de afaceri. Vom colabora cu asociațiile profesionale, cu specialiștii, cu ONG-urile. Pentru că trăim într-o lume complexă și primăria capitalei nu poate să fie condusă în stilul Elena Ceaușescu. Și vreau să vă obișnuiți de acum cu ideea, e greu, dar vreau să vă obișnuiți de acum cu ideea că primăria capitalei este partenerul vostru. Am încheiat, la cererea bucureștenilor, am încheiat un parteneriat cu PNL și USR Plus și vreau să vă asigur că acest parteneriat va continua
va continua în Consiliul General, în consiliile locale ale sectoarelor și va continua cu Guvernul României, cu viitoarea administrație pe care ne-o dorim, pentru că sunt probleme ale Bucureștiului care nu pot să fie rezolvate decât cu ajutorul și cu colaborarea Guvernului României. Vreau însă să-i asigur pe bucureștenii care nu ne-au votat azi că Bucureștiul este în egală măsură Bucureștiul lor. Noul București nu este un oraș care se excludă pe cineva. Dimpotrivă, îi chemăm pe toți să fim parteneri în construcția noului București, să fim cu toții parteneri în proiectul pe care îl începem începând de peste câteva zile. Ultimul lucru foarte important. Îi rog pe reprezentanții noștri, PNL și USR Plus, să fie vigilenți în această seară până la finalizarea numărătorii voturilor și în birourile electorale în care, din care fac parte. Am câștigat cu multă muncă o campanie foarte grea. Bucureștenii ne-au dat încrederea lor și trebuie, avem responsabilitatea ca voturile pe care bucureștenii ni le-au dat să se regăsească în tocmai în procesele verbale. Faceți o muncă extraordinară, ați făcut-o deja, vă rog să vă concentrați până la terminarea numărătorii voturilor. Asta am avut de spus. E o seară frumoasă, o seară în care mulțumim bucureștenilor care, ca de obicei, sunt mai inteligenți decât noi. Și începând din zilele următoare, începem munca, pentru că va fi mult de muncă. Mulțumesc! Organizatoric, în momentul acesta o să merg la PNL mai întâi și după aceea la USR Plus pentru a le mulțumi pentru parteneriat și pentru suportul pe care mi l-au dat în această campanie și după aceea ne vom reîntâlni aici. Voi ne filmează ăștia cum ne